Bună ziua, prieteni, bine venit la un nou vlog, prieteni, suntem aici cu Olghi, cu Olghița. Da, vrei să vorbești în vlog? Păi cum să nu? Ce fac? Vorbești aici. Ce fac eu de obicei? Ce faci aici? Ia zic și nu. Tecul și cornulețe. Bun, bun. Tu ce faci? Eu te filmez, că n-am ce faci. Prieteni, între timp am tăiat și noi porcul, am făcut, mai tăiem unul sâmbătă. Și... facem aici pregătire, azi joi, eu mâine nu mai pot să fac un pat sau o casă și am zis să facem asta, știu. Ia pune și mie un pahar de la... dar nu mult, că nu prea mult. Am cumpărat eu cu Deni, Deni a plecat la pensat. Gata, ho. Tu ce faci? Ce zici? Tu ce faci? Eu ce să fac? Nu fac nimic. Te înfelez pe tine și am ajutat și eu la aia. I-am ajutat pe ea. Mă pregătesc acum. Mă duc să mă... mă duc și eu să mă tun, știi? La ce te mai duci? Acum mă duc, mă duci tu. Da, frate, face o ghiță, o zonă, ce faci? Te tegu, nu? Nu știu ce fac. N-am învățat. Nu te-am învățat, tu și cu Deni, cred că stați aici. Nu, am fost doar. Nu știu dacă ți se aude de mixer. Aude, dar... bate și mixer. Și ce ai băgat aici? Poți să ne spui sau nu ne spui? Cum să nu? Ouă, lapte, făină, prag de foc, du toate. Bă, cred că trebuie să pun și o făină. Nu e făină de asta. Ce e ce-a dat, Cailo? E înăuntru, ce ai cu el? Ce să aducă? Ia nigger mas. Da, și ce mai fac cu șoldra? Nu e nimic acasă, curățenie, în sat.
Ce pot să fac altceva? Decât să merg în sat. Ne-am revenit, a venit și Denisa. Ce faci, Denisa? Uite, fac cornulețe. Am revenit aici, face Olga cornulețe. Ia uite, acum a venit și decurile, prieteni. Ia uitați, prieteni, ia uitați. Care sunt ale tale, care sunt ale noastre? Lasă la urmă să le tu ce faci, moșule? Eu ce stau pe scaun, făcui la niște nuci, se bagă în cozonaci, se bagă în, nu știu, prăjituri. Și stau acum, odin, mai fac niște nuci, mai lucrez la niște nuci. Aha, asta face filmări acum, tot. Nu vrei să apari din filmare? Ia uitați aici, 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 cornulețele. Dar ați făcut vreo tavă de cornulețe până acum? Nu. La cuptor, zic. Avem la cuptor. Uite cât mai avem aici, cred că facem până la 12. Cred că voi, așa faceți voi când vă puneți să faceți cornulețe, să faceți ceva. Dacă faci, dacă nu faci, nu faci. Iar să gust. Mamă. Deci, bombă. Dar nu știu câte mai fac, mai aici. Pe cât ai făcut? 5? 6. Mai fă încă 6. Să fie 12. Ești pe 6, luăm și 6. Borțoc, ce faci? Dă-i și la borțoc, să gustă și el. Na. Lică cu ia gustă, ia vezi, e bun. Costumul meu la Timișoara de pe eu. Deci nu mai putui, mă dură până acum am în seama. Și tu îmi deduci dură ceva lucru, da? Na. Nicule, te-ai mutat la noi sau pleci înapoi? Da, mă, mânci? Stai cu noi aici, după Paște. Cât ai dat la mine? 87 de lei. Mamă, făcule că la... Mai dife? Oh, mă, tot ăia e, că tot ăia e, totul e. Nu, ce-am prins noi pe filmare. Nu, că nu s-au ars, s-au rumenit. S-au rumenit, dar tot au să ne adus strângă. Hai că nu, deloc, deloc nu s-au ars. Pleacă, măi, de aici. Ce făcură bucătăreselor? Au. Deni! Dacă nu mai ai văzut la ele, ce să le spui? Mai este acolo femeia unde te-ai... Când s-a dus, mai e acolo? Nu mai e, s-a dus. Și când mai vine să mă duc și eu? După Paște. După Paște. De, cum după Paște? După Paște, nu mai am loc. Da, vrei să te arăt? Aici la prietenii mei. Nu vrei? Apule. Mă, uite-mi trebuie, dar mai e cu ce dacă te vezi? Ce faci, ceva? Nu vrea, nu vrea, nu vrea, Nicu de la Strehaia.
Adică nu mai e Nicu de la Stea, e Nicu de la Arad. Ba da, e Nicu de la Stea. Nu mai ești, pe... te-ai mutat de aici de la noi. Da, da, am buletin, am tot de Stea. A. Bă, da, am făcut buletin, am făcut și nu la ce e așa. Bă, să lângi la mine. Mai faci? Câte mai faci? Nu știu. Ai făcut urmări că nu-ți bag curentul. Bă, da, mergă, bag curentul. Bag curentul. Mai, cum îmi faci așa? Am mai ce a făcut moșule, le-a ars? Acum, na, așa se întâmplă la tura prima. Ia, ia dă-mi unul să așa gustiu. Așa se întâmplă prima. Unul mai așa, mai... Nu e ars. Nu, dar e frige și nu pot. Prieteni, să nu vă luați după rețeta lui Olga și lui Denisa, că ia uitați ce iasă dacă vă luați după ele. Mănânci aici, mor pe drum. De aici, mor acasă. Vorba aia. Da, lasă nu. Că prima tavă, nu altă. Prima tavă, lasă că la următoarele tăvi. Că ia uitați câte este aici, o să iasă frumos. N-au fost atente, na, îi iertăm de data asta, n-au fost atente. Uitați-vă la chefurile ne care le face Olga. Ne-am revenit aici, Nicu, ia. Nicu. Vă zic bună ziua, sunteți pe canalul lui Ionuț, Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Bunica Zâna. Uitați la Bunica Zâna. La Bunica Zâna, canalul lui Bunica Zâna. Uitați ce calitate superioară de a depus aici așa. El cum, el vorbește, mă. Este o calitate superioară, uiteți. Ce bunăciune aici așa, este un chec super de nota 10 și vedem care l-au făcut, a depus suflet. Făcut de doamna Olga. Și dacă doamna Olga și-a depus suflet în el, înseamnă că e bun. E calitate superioară. Ia gustă puțin să vedem. Ia arată, arată să se vadă cum arată la unde e tăiat, bucata tăiată. E bun? E foarte bun. E bun și are calitate. Și ceva, ceva fără calitate nu e și o robeniță, că noi din piață și un ardei și orice, dacă n-are calitate, nu lei. Dar iată calitatea aici, se vorbește despre calitate. Adevărat, adevărat, ia uitați prieteni. Da? Are gust, are tot ce vrei. Nicu e pocăit, e pastor, ești pastor, nu? E pastor, e pocăit, omul de ani. Fratele vostru este prezbiter la Biserica Apostolică Timișoara, Maranata. Și îmi place ce face oamenii de aici. Oamenii Strehaia și familia din locul ăsta face numai lucruri de calitate. Și când faci un lucru de calitate, te regăsești acolo. Pentru dacă te regăsești acolo și gust, îți place. Înseamnă că ce îți place are calitate. Și omul care face calitate merită respectat, da? Domnul adevărat, să vă adevărat. Vă reprezint aici pe șeful meu, pe Rafael, care am umblat toată viața mea cu el. Este un om de calitate superioară. Și el și bătrânul meu. Ia uitați, prieteni. A crescut de mic, de copil. Și ne place că suntem împreună, nu ne dușmănim, nu ne urâm și ne place să facem lucruri foarte bune. Uitați, la Strehaia, la Baba Zâna, să facem multe lucruri cu dulceață. Și Olga face niște checuri cu dulceață. Cum v-am zis, omul cu categorie. Ia uita, Olga, ai auzit, Olga, te-a lăudat, Nic. Mulțumesc, Nicule. Da, la chec îți dau 10. Mulțumesc. Și la cornulețe? La cornulețe îți dau 8-50. A, e bun. Îți mai trebuia un 15 și luai 10. Las, că mă mulțumesc și cu atât. Ai răcit și tu? Ia uitați, prieteni, aici să vă arăt cum arată. Am uitat părinții. Da? Ce
Dar voi dulceați jenfinetii, nu puneți în... No. Fă-i și cu finetii cornulețe. Denis, ai făcut, ai murdărit din cap până în picior. Așa se face de ce? Da, ați făcut, să mor eu. Dacă nu știu, am făcut multe, nu știu cum le prăjim. Dacă nu le prăjim, bunica, adică, mamă, să se supără că și-o zi, să nu facem multe. Nu știu. Trebuia să faceți 5 tări, nu mai. Și acolo nu ies 5. Ai, mă, Denisa, deja avem 4 tări. Deja aveți 4. Și cred că mai iasă încă 10 tări. Ce ai de viață, avem 4 tări. Denisa, ne va aici, apucă ora 12-11, noaptea. Prieteni, cred că o să punem și noi stop la acest videoclip. Moșu aici. Mai vezi la cuptor, Olga, să nu se ardă. Nu se arde, că acum le-am pus. Ia, aici, la cuptorel. Niște take-uri, niște alea. Și cam atât. Prieteni, să nu uitați să vă abonați, să dați acum un like și o să revenim mai pe seară cu un nou vlog.